Trei dintre băieții din casă au vorbit despre fete și spunea Sorin că cea mai pregătită pentru o relație serioasă, pentru o familie, o vede momentan pe Diana. Ștefan, în schimb, a vorbit despre Ramona nu în termeni foarte drăguți, nu are o părere bună despre ea, a spus-o cu subiect și predicat și chiar zicea că nu crede că are demnitate, că ea ar suporta orice doar ca să fie cu el și băieții erau de acord că nu a avut nicio reacție. Când Stelian a zis că trebuie să coboare standardele lui pentru Ramona. S-a atașat prea mult de Stelian, mai spun aceștia, Sorin zicea, și astfel îi acceptă toate lucrurile. Tot Ștefan spunea că lui nu i-ar plăcea să fie fata cum e Ramona, așa de lipicioasă, încă de la început. Stelian spunea și de Raul că e exagerat din punctul lui de vedere în legătură cu Iza, e prea apropiat din prima, așa.